Copiii care au beneficiat de foi de odihnă la tabăra de vară Izvoraș din partea Direcției Asistență Socială Basarabeasca au revenit acasă plini de istorii și emoții. Mulți dintre ei au fost pentru prima dată la o tabără de odihnă. Cel mai mult mi-a plăcut să mă scald în bazin și că au fost organizate diferite concursuri și dansuri. Мне понравилось, каждый день мы играли. Mi-a plăcut că ne jucam în fiecare zi, dormeam la prânz, alergam și că am fost la mănăstirea de lângă tabără. E foarte frumoasă. Mi-a plăcut să mă scald în bazin, cum ne duceam la pădure, mi-a plăcut și mâncarea. Ce ți-a rămas cel mai mult în memorie? M-a impresionat mult momentul când îndeplineam rolul persoanei care ne supraveghea. Nici cam nu scaldam în bazin, mai ales seara au fost discoteca și am prins foc mare. Seara ne-a luat pasta de dinți și dimineața la 3 mă scălapitez și mă murtări de lac. Eu mi-am făcut mulți prieteni. Dacă ai fi avut posibilitatea, ai vrea să te întorci la tabără? Da, pentru că e mai bine decât acasă. Mi-a plăcut acolo. La anul sper să mă mai duc o dată. Mi-a plăcut pentru că a fost distractiv. Mihail Martinov, șeful Direcției Asistență Socială, spune că Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei anual acordă foi de odihnă la taberele de vară copiilor din familiile social vulnerabile. Anul curent, Ministerul a oferit aproximativ 60. În acest an, noi am primit foi de odihnă pentru luna august. Primul grup de copii a plecat pe o perioadă de 10 zile, de la data de 1 până la data de 11 august. Foile de odihnă sunt gratuite. 20 copii din raionul nostru s-au odihnit la Zloți, din raionul Cimișlia. Sâmbătă a plecat la odihnă și al doilea grup de copii. Ei se vor odihni timp de 10 zile, în tabăra din raionul Criuleni.